Județul Hunedoara se află sub avertizare cod galben de ploi. Până marți seară la ora 20, meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori în zona montană înaltă. În acest interval va ploua pe arii extinse în sudul, centrul și estul țării, unde cantitățile de apă vor depăși local 15-20 și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea și caracter de aversă și pe suprafețe restrânse se vor semnala descărcări electrice. La munte, la altitudini mari, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica mai ales în regiunile sudice și sud-estice cu viteze de 55-60 de km pe oră, iar pe crestele montane, rafalele vor depăși temporar 70-80 de km pe oră. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat în ședința de îndată de astăzi documentația tehnico-economică pentru intervenții de urgență la clădirea în care își desfășoară activitatea secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Deva. Proiectul aprobat are la bază nota de fundamentare înaintată de reprezentanții Spitalului Județean. Vă informez că situația de lucrări care a fost prezentată de către arhitect pentru renovarea pediatriei este de 411.906 lei fără TVA. Cu TVA cu tot este 550.743 de lei cu TVA. Termenul de finalizare, așa cum v-am spus-o și în sală, din păcate trebuie să începem cu acoperișul. Am fost personal și m-am văzut și nu pot să dau voie să începem altfel. Degeaba începem iar igienizări până interior și deasupra plouă. Nu-mi permit să bag banii, să risipim banii Consiliului Județean pe lucrări care durează o săptămână sau două sau o lună și pe urmă ne trezim că plouă înăuntru. Depoi mâine va fi semnat contractul cu spitalul și cu constructorul, iar depoi mâine se va începe efectiv lucrarea. Potrivit proiectului, va fi refăcută integral învelitoarea și va fi reparată șarpanta conform reglementărilor tehnice. Tâmplăria la mansardă și etajul 2 va fi înlocuită integral și va fi realizată o pardoseală din beton. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte și bareme de corectare pentru examenul de bacalaureat 2017 și pentru evaluarea națională. Potrivit Ministerului de Resort, înscrierile absolvenților de liceu din județul Hunedoara la sesiunea de vară a examenului maturității va începe în 22 mai. Bacalaureatul începe în 6 iunie cu prima probă și anume evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Primele rezultate vor fi afișate în 5 iulie. Modelele de subiecte au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro. Absolvenții de clasa 8-a din județ care vor susține anul viitor evaluarea națională au și ei la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii examenului pe site-ul subiecte2017.edu.ro. Potrivit calendarului aprobat de minister, înscrierea candidaților la examenul de capacitate va avea loc în perioada 7-8 iunie, iar prima probă, cea la limba și literatura română, se va desfășura în data de 19 iunie. Testarea la matematică are loc în 21 iunie, în timp ce proba la limba maternă va fi susținută pe 22 iunie. Primele rezultate vor fi afișate în 26 iunie. Potrivit Ministerului Educației, modelele de subiecte au fost construite în funcție de următoarele trei cerințe: formulare clară, precisă și în strictă concordanță cu programele pentru evaluarea națională, nivel mediu de dificultate, posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute. Va continua să plouă și la noapte. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 4 și 6 grade Celsius. Mâine vremea se menține mohorâtă și ploioasă. 9 grade se vor înregistra la Orăștie și Gioagiu. Cu un grad mai mult vor indica termometrele la Hațeg și Brad, iar la Petroșani, Petrila și Uricani vor fi 11 grade. Maxima zilei de 12 grade se va întâlni la Hunedoara, Simeria și Călan. În Deva, la noapte, termometrele vor indica o minimă de 6 grade. Mâine, la orele amiezii, în municipiul Reședință de Județ, se vor înregistra 12 grade Celsius.
Lorena Beauty Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Beauty Salon.